Orșovenii sunt alături de Constantin Popescu și îl vor primar. Candidatul Partidului Social-Democrat se bucură de susținerea oamenilor care și-au pus încrederea în planurile pe care acesta le propune pentru orașul de pe Dunăre. Nevoile sunt multe, iar Constantin Popescu știe acest lucru. Tocmai de aceea și-a propus să rezolve aceste probleme treptat, pornind de la situațiile urgente. Candidatul Partidului Social-Democrat, Constantin Popescu, s-a întâlnit cu orșovenii pentru a vorbi despre problemele și despre nevoile acestora. Eu vreau să vă ajut să vorbesc cu băieții, să vină la fiecare... Ce s-a putut, a făcut ieri, al alteri, deci două zile și astăzi, că n-a fost altceva. Unei nu aveți, să ajungeți să le desfacem. Da. Presiunea aveți, e măsurată, sunt patru bar pe rețea. Da, nu am casă, nu-i presiune, nimic. Dumneavoastră... Gata. Deci dumneavoastră cele două blocuri, da? Am decis așa, ca să găsim o soluție. Nici o firmă de gaz conducătoare sau de transport nu va aduce, pentru că nu sunt consumatori aici, nu e industrie decât consumul gazic. Aici, da, fără fonduri europene, și n-ai ce căuta aici. Eu am mai vorbit cu cineva și a spus că dacă nu, și dacă ne bagă și pe urmă, nu plătește lumea. Asta vreau să spun. Asta spun. Așa, printr-un proiect major cu asociere de comune, faptul că zona este virgină și nu, și turismul încă este în creștere, și vă spun, nu știu anul ăsta cum a fost, dar anul trecut a fost pe locul din Toma Maia ca număr de turiști, n-ai cum să stai indiferent. Orșovenii își pun toată încrederea în candidatul PSD și spun că au toate speranțele că orașul lor va renaște. Are și o listă de consilieri care îl ajută, să vedem și proiectul cu care candidează. Ce... Are Orșova nevoie de schimbare? În Orșova, în permanență, a fost nevoie de câte o schimbare. Acum așteptăm pe 27 septembrie să vedem ce se întâmplă. Dar, în principiu, a fost dispusă în permanență la schimbări. S-a mișcat ceva în ultimul partid? În ultimele două luni, dar culmea, sunt alegeri. Orice cetățean al Orșovei poate candida să fie primar. Are nevoie Orșova de o schimbare? Este ca să facă o schimbare, să aducă ceva nou în Orșova, să fie curățenie în oraș, să facă toaletele publice, să facă apa, să toaleteze pomii, să vadă o schimbare. Oamenii asta așteaptă, nu așteaptă altceva. Timp de 4 ani s-a văzut vreo schimbare în Orșova? Prea puțin, foarte puțin. Oamenii i-au vorbit candidatului PSD despre problemele pe care sunt nevoiți să le îndure de ani buni. Nu vedeți că nu avem căldură, nu avem nimica. Car cu plasele, lemne, ce să... Cine poate? Schimbare. Da, da. Credeți că domnul Popescu poate fi schimbare de care Orșova are nevoie? Păi eu zic că poate, că dacă el e aici, e gospodar, vă că se ocupă cu... orașul pe aceea, curățenie este. Are nevoie de multe lucruri, de multe. Orșova noastră e lăsată. Uite, nu sunt pădurile, ne-au înconjurat, nu stă iate pe marginea străzilor, nu fac curățenie de la Consiliu, de unde, nu știu de unde, nu se face cum a fost odată. Nu mă tufie, nu mă spin peste tot. Nu. Curățenia, asta e. Și asta depinde și de oameni, de noi, de locatarii. Orșovenii au o părere foarte bună despre domnul Popescu și majoritatea ne susțin că s-au săturat de minciuni și... Este nevoie de o schimbare în Orșova? Da. Sunt gunoaie, sunt multe lucruri care trebuie schimbate și trebuie cineva care să... le poate schimba. Constantin Popescu și-a anunțat candidatura în urmă cu două luni. Proiectele acestuia vizează modernizarea Orșovei și dezvoltarea turismului local.